Salutare tuturor, celor care mă cunosc și celor care mă cunosc mai puțin sau care nu mă cunosc deloc. Voi începe o serie de vloguri. Eu le spun discuții în mașină, să spun, pe românești. Sau, dacă vreți neapărat în engleză, chat and drive mi se pare cel mai potrivit nume pentru astfel de vloguri. Am ales ca pentru primul vlog să-l am ca și invitat pe unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, dacă nu chiar cel mai bun. Mă cunosc cu această persoană de peste 11 ani. Am împărțit și bune și rele, să spun așa. Amândoi am venit în același timp, ne-am mutat în UK acum 10 ani de zile și am considerat eu că este cea mai potrivită persoană pentru a o avea în primul vlog și cea mai potrivită persoană pentru a discuta și a dezbate primul subiect care m-am hotărât să fie live-ul pe social media. Social media care poate să fie, nu știu, Instagram, mai mult Instagram, că în ziua de astăzi este foarte, foarte popular. Foarte populară această rețea de socializare. Deci live pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și de ce nu, poate chiar și pe YouTube, cam din câte știu se pot face live-uri și pe YouTube. Așa că îl voi avea pe Mario invitat în cursul zilei de astăzi. Chestia este că el nu știe că voi face acest vlog. Practic îi voi aduce la cunoștință acest lucru când va intra în mașină, dar prima dată trebuie să mă asigur că va fi acasă. Așa că îl vom suna imediat să vedem dacă este acasă și dacă are timp să se întâlnească cu mine. După care va și afla despre ce este vorba. Să vedem dacă răspunde. Sper să răspundă. Alo. Alo, salut! Ce faci, Mario? Hei, ce te fac? Bine, uite, pe acasă, am ieșit un pic în grădină și vreau să merg un pic prin parc. Tu ce faci? Păi, uite ce să fac. Și eu pe acasă și mă gândeam dacă ai puțin timp liber astăzi să ne vedem. De fapt, e posibil să ne vedem, nu știu sigur, dar m-am gândit să trec pe la tine. Nu știu, după eu vreau să merg până în Rickmansworth, să mă plimb un pic, unde am stat înainte. Ah, super. Păi hai că gen când ajung da, te sun, da. Ne auzim, da? Deci în principiu ești acasă astăzi, da? Da. Bine, hai, te-am pupat. Bine, pa. Și eu, ce. Ok. Deci este acasă. Ce o să fac? O să merg peste câteva ore să îl surprind oarecum. El nu știe că merg sigur. Ea habar nu are că o să fac vlogul respectiv și că o să vorbim despre anumite chestii, cum ar fi live-ul pe social media. Și să vedem ce o să iasă. Chiar sunt curios cum o să reacționeze la spontaneitatea, să zic așa, a situației. Vedem mai târziu. Gata, am ajuns. După cum ați văzut, este aici. Salut! Hei! Ce faci? Bine, tu ce faci? Ok. Camera că este pornită. Ok. Ce m-am gândit să facem astăzi? Tu nu prea știi, nu erai sigur că am să vin sau nu. Uite că am venit. Mă gândeam că tot vrei să mergi până în Rickmansworth.
să faci o plimbare, da? Să facem o plimbare amândoi și da, să vorbim despre anumite chestii. Da. Eu m-am hotărât să fac un vlog, o dată la două săptămâni, ceva de genul. Nu sunt sigur deocamdată. Ce tare. Și pentru primul vlog m-am gândit să te am pe tine ca și invitat. Oh, oh, oh. Pentru că tot ne cunoaștem de-ați ani de zile, de 11 ani. Cam așa, nu? Da, da. Ok, să mergem. Și cum îți este weekendul? Am văzut pe Instagram că ai gătit astăzi. Gen? Nu am gătit, am gătit oala minune, am făcut sarmale, le-am pus acolo și le-am lăsat, am uitat de ele. Am înțeles. Băi, va fi nevoie, sincer, să-mi dai și mie zi. Am primit o cadou. Am primit o cadou de la o prietenă. E superbă chiar. Nu știu dacă... Păi și e chiar ajută? Am mai văzut... E foarte ciudat să vorbească doi bărbați despre oală minune, dar... Bă, asta e, la urmă, nu știu ce bărbați din cina din bucătare. Da. Dacă este să o luăm... Da. E foarte mișto să știi, bă, îți pui ce ai nevoie acolo, mirodenii și ce gătești tu și le lași la slow cook. Super. E foarte ok, să știi. Super. Mario, știi că îți spuneam mai devreme despre un subiect principal care m-am întors să-l abordăm astăzi. Noi am mai vorbit de chestia asta de foarte multe ori, nu știu, când suntem împreună sau cu în cercul nostru de prieteni și cu alte persoane. Și vreau să te întreb o chestie legată de live-ul pe social media. Ce părere ai? Da, știu. Nu, e Mario râde pentru că așa cum am precizat mai devreme, noi am mai vorbit despre chestia asta. Și ca să nu fiu să nu sune că aș fi rău, ne-am amuzat oarecum. Ce părere ai tu, Mario, despre live-ul pe social media și mai ales de ce crezi tu că a fost introdusă această opțiune, nu știu, la Facebook, Instagram, TikTok, dar mai mult Facebook și Instagram? Păi să luăm așa încetul cu încetul. Live-urile pe Instagram, Facebook, social media sunt foarte ok, dar depinde de cine sunt făcute. Okay. Eu consider că live-urile astea sunt făcute pentru oamenii, persoanele publice și vorbim de anumite categorii de persoane publice, nici de cum toate persoanele publice. Ca așa putem numi și regina Marii Britanii, că e o persoană publică, nu? Dar nu o să se apuce alte țară royală să facă live-uri pe Instagram sau știu și eu. La urmă urmei nici nu cred că are un cont de Instagram. Nu are voie. Da, nu are voie. Este cineva care se ocupă de contul de Instagram al familiei Casei Regale. Da. Exact. Da, dar ca și idee, nu știu. Uite, de exemplu, mie îmi place foarte mult, eu apreciez foarte mult pe Teo Trandafir și știi că eu am o oarecum relație virtuală cu ea, foarte frumoasă, de fan vedetă, să zicem așa, deși nu se consideră vedetă, se consideră persoană publică și atât. Și da, are niște live-uri foarte constructive. Da, înțeleg să faci un live în momentul în care ai... Știu că tu ai în două live-uri de lei anul trecut, în mai multe, după în foarte multe, în foarte multe. Primul lockdown. Da, în foarte multe. Așa ne-am cunoscut noi, propriu zis. Am început să cunoaștem mai mult. Eu știam despre dumneai, dar dumneai nu știa despre mine. Așa am început să ne cunoaștem noi. Și am stabilit când am să merg în România. Deja de aici s-a legat oarecum o prietenie. Uh-huh. Impropriu. Da, referitor la live-urile, live-uri, nu știu, o să-mi iau foarte mult hate acum. Dar mai ne iubim, știi vorba aia, I love my haters, so that's fine. I-am făcut ok, deci nu... Lomito. Da, Lomito, ca să facem o paranteză, este primul meu job care l-am avut în UK, atunci când m-am dat acum 10 ani de zile, că tot am sărbătorit ieri 10 ani de UK. Da, de UK. Bine, acum închidem paranteza. Da, mi se pare, nu știu, hilar, mi se pare amuzant, mi se pare anost uneori să stai ca prost un telefon,
mai pardon de expresie, scuze. Mai pe românești să te uiți ca muta la sau să stai ca prostul cu orele, să stai în telefon și să te uiți efectiv, da. Să nu să ai decât două persoane care să te uită, da. Și da. Alea mai pleacă și tu efectiv nici nu spui nimic, nici nu faci nimic, nu transmiți absolut nimic. Nu. Dar pur și simplu stai acolo de dragul de a sta. Apropo de asta, te întrerup, te voi întrerupe de foarte multe ori, îmi cer scuze înainte, dar ca să știi ce, să fii conștient despre ceea ce va urma. Apropo de live-uri, acum cred că o săptămână, da? Eram pe Instagram și da. Cum dăm cu toții scroll down. Și văd la un moment dat că intră cineva live, că de regulă, nu știu dacă ți se întâmplă, îți vine notificare imediat dacă o persoană care e dat follow intră live, îți vine. Păi și când nu mai am ce să... Probabil. De multe ori când mă plictisesc, am și eu câteva minute în viață care mă plictisesc, intru și eu pe câte un live de ăla. Mă, și era cineva, avea două persoane, dintre care recunosc. Una erai tu. Da, una dintre acele persoane nefericite eram eu, care mă uitam la el. Și începuse să vorbească despre ceea ce mâncase, despre cât de plictisitor este la școală, persoana respectivă. Mâncă la școală? Da, era copil, nu știu dacă avea vreo 15-16 ani, ceva genul. Nici nu dacă ar putea, dacă are voie să aibă Instagram la vârsta lui. Nu știu. Dar asta este o cu totul altă... Uite, e o idee pentru vlogul tău. Da, exact, da. Și asta este o mare problemă legată de social media și faptul că nu se verifică exact vârsta persoanelor care au Păi conturi. Nu ai cum, pentru că ei pun o vârstă falsă, presupun. Păi da, dar ar trebui cu ID-ul. Să-ți uploadezi ID-ul și în felul ăsta să fii... Mă gândesc că apoi intră GDPR-ul. Nu știu, mă gândesc. Nu. În fine. Și povestea el acolo... Era un băiat. Da, bă, și chiar am stat și m-am uitat și zic, băi, hai zic, totuși ce se întâmplă. Avea două persoane, ți-am spune care și eu, care se uitau la el. La un moment dat, îi dă, că știi, există și opțiunea asta să inviți pe cineva. Da. În fine, văzând că era oarecum penibilă situația în care se afla, el oarecum cred că ar fi conștientizat în prostia lui, că este clar prostie, că este penibil. Și că hai să mai invit pe cineva și să mai intre încă o persoană care se uită ca bou la poartă nouă. Băi, și intră cealaltă persoană și începe să aibă o conversație super aiurea, super penibilă, super neinteresantă. Despre pe la când ne vedem diseară, vai cât de plictisit sunt, vai ce plictiseală e în lockdown, vai ce nu știu ce de când cu pandemia. Păi deci super, super penibilă situația. Și ce crezi că făceau în acest timp? Bineînțeles că fumau sau după aia spărgeau semințe. Super penibil. Bine, acesta este doar un caz dintre zecile de cazuri care le-am văzut și care le mai văd din când în când. Iar motivul pentru care mă uit la aceste live-uri câteva minute, doar să văd, nu știu, să-mi demonstrez eu mie însumi până unde totuși poate să meargă prostia și simțul penibilului. Și rămân șocat că unele persoane, nu știu, chiar insistă. Știi ce mă amuză pe mine? Mă amuză teribil live-urile astea, dar lăsând la o parte asta, toată lumea este persoană publică. Ești persoană publică și au făcut conturi de Instagram exact, de și scrie public figure, da. Exact. De da. Ce că nu pot să înțeleg? Și atunci tu și toată lumea se face în România, ca foarte rar se intră live în momentul în care ești la o petrecere sau ești la un eveniment sau știu, ești la un concert și vrei să... Îți mulțumesc că ai adus în discuție această chestie, pentru că da, urma chiar eu să spun. Mă, da, și eu am intrat live, nu sunt ipocrit. Deci să nu mă înțelegeți că eu critic toată lumea care intră live. Nu, am intrat live și cred că am intrat live și împreună când am fost în anumite concedii. Da, tu ai. Noi am intrat live să arătăm unor prieteni
care chiar ne-au rugat și prin mesaje și decât să postez 100 de filmulețe, am preferat să intru live, fără să vorbesc, fără să mănânc rahat, fără să mă uit că am dat ce acid ești. Exact, am intrat live să arăt persoanelor respective, nu știu, frumusețile unui loc anume. Mă, da, uite, dacă ți-ai dorit să vii aici, nu știu unde, în Bali, în Thailanda, în fine. Nu o să mă apuc acum să enumăr pentru că tot haterii o să spună că mă laud. Deși nu văd care ar fi problema, că m-aș lauda pe banii mei, pentru că am fost pe banii mei în concedii și merg în continuare. Nu strigă nimeni după mine să le dau banii că mi-a dat pentru concedii. În fine, și ăsta este un alt subiect pentru un alt vlog. Și da, am intrat live și voi intra live atunci când crede cuvință că acel live va ajuta cu ceva și, nu știu, va face anumite persoane să se hotărască să meargă într-un anumit loc. Asta este și ideea. Domnule, dacă intri live și nu ești o persoană publică care vrea să interacționeze cu fanii sau știu și eu, sau nu ești o persoană care, uite, am văzut foarte multe live-uri ale unor doctori. Foarte, foarte tare. De când cu pandemia sau? De când cu pandemia, da. Și îți explică. Am văzut, sunt medici din America, din Australia, din România, din Franța, din Italia. Și îți explică anumite chestii care te ajută și care îți sunt ok. Care aduc un aport. Exact. Domnule, au ceva de spus. Da. Dar nu mă trezesc eu, Mario, și intru live. Și mă invit și pe mine. Și te invit și pe tine, Ionuț, ca să vezi ce... Că eu fac sarmale la Oala Magică. Da, exact despre asta. Băi, și inclusiv cu sarmale la Oala Magică, mă, tot ar fi o chestie care poate ar interesa. Dar să intri... Să stai să spargi semințe sau să fumezi. Să stai să spargi semințe și practic să implori. Teoretic, nu practic, pentru că practic nu o să o facă niciunul, că se cred mult prea buni ca să își cheme fanii. Poți să zic ceva, că o să-mi uit ideea. Ana Maria Prodan, pe care eu o iubesc, spunea așa: îmi place luxul și mi-l permit. Da, mi-l permit. De ce? Pentru că muncesc. Dar voi, plebea asta, care aveți catarama aia Versace, Gucci sau știu și eu, dita mai fake-ul de cataramă să vă astupe stomacul gol care vă chiorțăie. Cam așa se întâmplă cu live-urile astea și cam așa. Ok, Mario, am vorbit despre live-uri, adică am dezbătut subiectul ăsta principal care mi l-am propus eu pentru primul meu vlog. Acum, da, pentru că știu că îți place foarte mult muzica populară. Da, sunt între puținii tineri cărora le place muzica populară. Așa. Și pentru că m-ai dus pe la... m-ai forțat, să spun așa, când locuiam în București, la toate emisiunile unde era invitată Maria Ciobanu, m-am gândit să pun niște melodii. Eu am crezut că te-ai gândit să o aduci aici, la Londra. Mă, nu cred, săraca, că mai poate să zboare cu avionul. Din câte știu, este în America. Din câte știu, este în America. Este în America? Nu, da. Știam. Nu știam, chiar nu știu. Dar, deci, și mai greu să vină cu avionul. Pentru că alt mijloc de transport... Din câte știu, eu făcea... Mergea o dată pe an în România și apoi mergea domnia sa în America. Stă acolo. Știu că este stabilit acolo. Ok, nu. Deci nu am adus-o pe Maria Ciobanu. Nu e. Nu e nicăieri. Nu e nici în spate. Nu e nici pe stradă să o luăm în mașină. În schimb, am niște melodii de ale ei pregătite. Și vreau să văd dacă le vei recunoaște. Și de ce nu, dacă le vei putea interpreta. Da. Ce spui? Bun. Începem? Bun, da. Să vedem. Ia să vedem. Cum se numește piesa? Sincer, nu știu cum se numește piesa.
ceva de genul? Se numește Trece vremea. Ceva de genul. Știi versul? Dar nu este Maria Ciobanu, este Ionuț Dolănescu, dragul meu. Dar este și ea. Adică nu știu. Eu când am căutat pe Spotify, era și ea. Vezi? Gen. Wrong information. Ok, hai să punem altă piesă atunci. Asta sigur o știi, dacă nu mă înșel, și place foarte tare. Stai să... Eu stau, nu merg nicăieri, sunt la volan. Nu știu melodia. Nu știi melodia? Aaaa! Păi ce o să spun prietenii noștri? Ai un pic de răbdare. A, mai neicuță, Constantine. Da. Se numește, de fapt, titlul care l-am găsit eu este Constantine, Constantine. Dar este ceva cu... legat de Constantin. Da. Deci, okay. Următoarea, te rog, știi, una mai... Știi versurile? Nu, la asta nu. Nu le știi. Nu. Ok, să vedem pe următoarea. Pregătit. Aaa, dar cine nu știe pe asta? Eu nu știu. Nu știu. Aaa. Ce n-aș da să mai fiu mică? Știi versurile? Ok, acum îl auzim și pe Mario. Nu! Eu nu știu. Eu l-am auzit când sunt din nenumărat de ori. Acum e... ia să vedem. Fericite, ce n-aș da să mai fiu mică? Ce n-aș da să... Ok, deci ai știut piesa asta, ai și cântat-o puțin. Să vedem încă una. Stai să înceapă, nu știu, să înceapă să cânte. Așteptăm? Mă dusei în lumea largă. Da. Ei bine, cu a... Și repetă de câteva ori mă dusei în lumea largă, deci nici nu era foarte greu să ghicești în cazul în care nu ai fi știut. Dar sunt melodiile pe care tu mi le-ai adus astăzi, nu sunt melodii cunoscute. Nu? Nu. Păi tocmai asta face un... Tocmai asta ar trebui să știe un fan înfocat. Să știe melodiile toate. Nu. Nu neapărat cele cunoscute. Cele cunoscute le știm toți. Bine, mai puțin eu le cunosc. Nu sunt fan. Dar nu știu, nu cunosc. Nu este vorba în a fi fanul cuiva. Da, ai dreptate. Dar nu am cum să le știu toate 100%. Ok. Dar asta? Asta și tu o știi. Mă, da, că o scut. Stai puțin să-mi dau seama. Da, vreodată dor de mamă, dor. Vreau să închei oarecum. Da. Așa repede? Să ne întoarcem puțin la subiectul principal, și anume live-ul pe social media. Și să... Da, să transmiți un mesaj celor care o să continue să facă astfel de live-uri. Măi, nu știu dacă sunt în măsură să transmit un mesaj, dar că pot spune o părere și cred că asta e cel mai mult ce pot face eu. Mă, copii, potoliți-vă. Stați naibii și faceți ceva constructiv. Dacă vreți să vă faceți influencer sau știu și eu, faceți ceva. Măcar scoateți o frază care să fie parafrazată și... Da, și să fie oarecum pe buzele altor persoane. Da. Da, să facă ceva, vorba ta. Și aveți grijă de trupurile voastre. Ca așa de scurtă-i viața. Apropo de trupuri... Unul dintre viitoarele subiecte, da, ale următorului vlog, da, va fi această
febră OnlyFans. Deci, stai un pic, au fost toate la timpul lor. Fiecare au... Da. Pot să spun ceva despre asta? Părerea mea? Două secunde? Da, pot să spui câteva. Înainte era video chat, webcam video chat. Acum este OnlyFans. Deci nu e ca și cum ar fi ceva... Este mai invitat Ionuț. Mario, eu îți mulțumesc pentru că mi-ai oferit șansa de a te avea ca și prim invitat pentru acest vlog. Nu fac aceste vloguri pentru vizualizări, nu le fac pentru bani, Doamne ferește, dacă se primesc bani de pe vizualizări. Nu știu, nu știu. Habar, Doamne, nu mă interesează. Nu. Vlogurile astea le fac pur și simplu constructive? Oarecum constructiv. Cine vrea le ia ca și pe ceva constructiv, cine nu, să dea. Și next. Le fac pur și simplu pentru a avea alături de mine oameni dragi mie, oameni pe care îi cunosc de foarte mult timp, oameni a căror părere reprezintă ceva pentru mine și pur și simplu vreau să-mi fac cunoscută părerea despre anumite chestii, despre anumite subiecte și în același timp să interacționez cu prieteni foarte apropiați mie și să le aflu și lor părerea despre exact aceleași subiecte. Așa că dacă vă interesează astfel de vloguri, vă uitați. Dacă vă uitați din greșeală, vă mulțumesc. Unde trebuie să ne uităm? Unde pe canalul meu de YouTube. Și canalul tău de YouTube. Vreau ca și alte persoane care, nu știu, empatizează cu ceea ce simt eu și care au aceeași părere ca și mine despre anumite subiecte, nu știu, să se uite la acest vlog și să zică bă, uite, în sfârșit unul care bă, spune ceva despre chestia asta, care mă deranja. Nu stăm și pe la colțuri, nu știu. Nu, frate, eu vreau să spun chestia asta. Și uite că am spus-o. Și o să mai spun și alte chestii despre alte subiecte care nu mă interesează dacă o să deranjeze sau nu. Eu o să le spun. Pentru că sunt foarte încrezător că freedom of speech încă există. La urmă urmei, despre asta este vorba. Despre libertatea de a vorbi și de a-ți exprima orice părere când vrei tu și unde vrei tu. Și mai ales dacă ai un cont și de YouTube, e și mai bine. V-am pupat. Mersi, Mario. Ciao. Dăm rog pentru că e negativ și eu sunt negativ. Mă refer la corona. Glumesc. We are from the same support bubble. Exact, da, suntem la același support bubble. Să aveți o zi faină, cei care vă uitați la acest vlog în continuare, să vă bucurați de ziua. Zi faină. Da, și să ne vedem sănătoși. Asta e cel mai important. Stay safe. Da, la următoarele vloguri. V-am pupat. Ciao.